Cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la revenirea Dobrogei la cadrul statal românesc, Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea a organizat miercurea aceasta un program de manifestări cultural-literare dedicate zilei Dobrogei. Manifestarea a debutat cu o rugăciune de binecuvântare săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. În cuvântul de deschidere, ierarhul a evocat semnificația acestei zile pentru istoria națională și pentru românii dobrogeni. S-a marcat, iată, și în anul acesta, la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea, ziua Dobrogei, amintindu-ne cu pioșenie de cei care, în urmă cu 137 de ani, s-au jertfit pe câmpul de bătălie pentru ca acest vechi teritoriu românesc să revină la patria mamă. I-am pomenit cu venerație și, în același timp, ne-am adus aminte de cei care au luptat cu brațele și cu mintea pentru realizarea acestui ideal măreț al neamului românesc, și în același timp ne-am străduit și ne vom strădui și în continuare să fim la înălțimea lor, noi cei de astăzi, luptând pentru integritatea neamului nostru și în același timp respectând, așa cum se cuvine, jertfa lor. În cadrul evenimentului a avut loc și un microrecital de cântări patriotice, susținut de corala Carpe Indeum a seminarului. Domnul Gheorghe Bunduc, fost profesor de istorie la Seminarul Teologic din Tulcea, a prezentat expunerea intitulată Mărturii istorice locale privind momentul reintegrării Dobrogei în cadrul statal românesc, Tulcea, 14 noiembrie 1878. Am participat cu bucurie și cu emoție la acest eveniment, deosebit pentru noi tulcenii, pentru noi dobrogenii. Spun cu emoție, întrucât întreaga Dobroge sărbătorește astăzi 137 de ani de la revenirea Dobrogei la România. Pe de altă parte, emoțiile au fost legate de faptul că am fost legat de Seminarul Teologic din Tulcea încă de la apariția lui, când în primul an a funcționat în același local cu Liceul Pedagogic din Tulcea, unde pe vremea aceea eram director. Tot acum s-a desfășurat un concurs tematic dedicat evenimentului, la care au participat elevii clasei a noua. Am fost onorat să-l avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Visarion, care de fiecare dată este în mijlocul elevilor seminariști dobrogeni, binecuvântându-i, dar și totodată avându-l alături de noi pe domnul profesor Bunduc Gheorghe, primul director al Seminarului Teologic din Tulcea, și toate acestea au fost încununate printr-o frumoasă rugăciune și un cuvânt emoționant prin care s-a evidențiat acest moment istoric care s-a petrecut la anul 1878. Ziua tuturor tinerilor români este ziua în special a tinerilor tulceni și a celor dobrogeni. Manifestarea desfășurată la Seminarul Teologic din Tulcea va continua și vineri cu o sesiune de referate susținute de elevii claselor a 10-a și a 11-a.